Bună ziua și bine v-am regăsit! Clujul la zi, invitație la mediere. Astăzi o avem ca invitată aici, în studioul nostru, pe doamna Ramona Mocean, președinta Corpului Profesional al Mediatorilor din județul Cluj. Și ne interesează care este rolul medierii, care este rostul medierii, e nevoie de mediere, cum putem folosi medierea în interesul nostru. Cum putem aduce medierea la noi în casă încât multe lucruri și multe conflicte care sunt între noi să poată să fie rezolvate frumos, elegant și cu bun simț, cum se spune la noi în Ardeal. Bine ați venit în studioul nostru ca invitată. Bună ziua, mulțumesc frumos de invitație și de această calitate de invitată în emisiunea dumneavoastră. E nevoie de mediere în societatea noastră care este profund divizată, cu ură, dușmănie, lăcomie, se ceartă între ei frații, se ceartă soții, se ceartă copiii, se ceartă politicienii, vedem mai ales acum în zilele noastre. Tot este o vrajbă, nimic nu se mai poate pune la masă să discute, pentru că este foarte importantă comunicarea, pentru că fiecare om are ceva bun în el, iar noi, ca oameni, mediatorii trebuie să scoată acea bunătate din om, să o pună pe masă, iar împreună cu cealaltă parte să ajungă la un numitor comun. Așa este, exact. Cum bine ați punctat, fiecare dintre noi are ceva bun, care în momentele critice trebuie exploatat la maxim. Adică ce avem noi bun, fiecare noi, astfel încât să găsim soluții de bun simț, cum ați spus. Este nevoie de mediere mai mult ca oricând. Este atât de conflictual totul, încât mi se pare că este soluția supraviețuirii morale, până la urmă, a noastră, a tuturor. Din păcate, nu este o arie foarte răspândită de cunoaștere acestei proceduri de soluționare a conflictelor. Aș începe printr-o scurtă prezentare a medierii, chiar nu neapărat o definiție. Ca o definiție, se cunoască, sigur, o definiție o găsim în legea 192 pentru 2006, dar așa, în ansamblu, trebuie să știe toată lumea că medierea este o procedură alternativă la instanță, alternativă la conflictele clasice pe care le găsim în sălile de judecată. Așadar, este o soluție alternativă de rezolvare a soluțiilor. Aceste soluții de rezolvare a conflictelor, aceste conflicte și, bineînțeles, soluțiile de comun acord acceptate sunt emise de părțile aflate în conflict în prezența unei persoane specializate, respectiv a mediatorului. La o masă de mediere, așa cum stăm noi doi în acest studio, și așa cum putem să vorbim deschis despre orice problemă, așa în fața unui mediator, conflictele se pot detalia, se pot diseca și astfel încât părțile să găsească soluții. Ca și arie de aplicabilitate, medierea se pretează la orice fel de conflict, de la conflictele familiale, respectiv continuarea sau desfacerea căsătoriei, planul parental privitor la minor, dacă acea căsătorie este cu minori, partajul bunurilor comune mobile și imobile, apoi la conflictele economice între agenții economici, la conflictele în relațiile de muncă, de exemplu, în conflictele de grănițuire, de vecinătate, deci. De asemenea, în conflictele asociațiilor de locatari, de exemplu, am avut, sau chiar în cauze penale. Răspunderea penală fiind înlăturată în acele cauze strict prevăzute de codul penal și codul de procedură penală. Așadar, pe lângă aplicabilitatea pe care am rezumat-o acum strict privitoare la codul civil și codul penal, la legislația pe care o regăsim în țara noastră, trebuie să spun că medierea este factorul de rezolvare a divergențelor sociale, de rezolvare a divergențelor politice,
Nu degeaba în Constituție se spune că președintele țării este mediator al forțelor politice din țara noastră. Așadar, ceea ce la noi în momentul de față nu se prea întâmplă. Sigur, este discutabil, sigur. De asemenea, medierea are rolul de a soluționa litigii de malpraxis, de exemplu. Vedem atâtea necazuri provocate de acest COVID și până la COVID și, din păcate, cu siguranță problemele vor continua. Deci malpraxisul este unul din conflictele soluționate cu succes de mediere. De asemenea, accidentele de muncă, accidentele rutiere, incidențele și incidentele din instituțiile de învățământ, conflictele din administrația publică. Până la urmă, prin mediere se poate soluționa orice tip de conflict. Nu există o limită, există doar bună credință și dorința de a nu ajunge pe holurile instanțelor de judecată pentru cauze care, în mod firesc, pot fi soluționate cu o minimă dorință de a găsi o soluție. Aici, prin mediere, se economisește absolut timp și bani. Absolut. Timpul și stres. Și mai ales stres, într-adevăr. Într-adevăr, surpriza mea plăcută este că după ședințele de mediere, marea majoritate a participanților, adică părților dintr-un conflict, îmi spun că nu s-au gândit că există o descărcare atât de armonioasă a încărcăturii negative cu care au venit, pentru că prin discuții, prin modul specific al unui mediator de a pune problemele, se descătușează acele constrângeri psihice negative. Deci vin dușmani și pleacă prieteni. Acum, sigur că este ușor mult spus prieteni, dar în orice caz vin dușmani și întotdeauna îi sfătuiesc să se pună unul în locul celuilalt pentru câteva minute și să gândească dacă ar găsi o soluție. Vedeți, dumneavoastră, că atunci când ajung în tribunal, la judecătorie, mă rog, cu curtea de apel, avocații spun, da, vei câștiga, sunt dușmani, ei nu mai reușesc să comunice unul cu altul, să stea față în față. Avocatul îi spune, noi vom câștiga, celălalt avocat, noi vom câștiga. Și durează procesele ani și ani, se pierde timp, se pierd bani și energie. Așa este, în instanța de judecată, unul din principiile pe care se bazează procesele sunt martorii, sau, mă rog, unul din instrumentele cu care se judecă sunt martorii. Ori, în orice fel de conflict, îți duci martori pe cine? Familia, prietenii, colegii, vecinii. Se creează animozități, poate pe viață. Ori, la mediere vin părțile strict ele, dacă doresc să aibă persoane însoțitoare. Acele persoane sunt prezente în sala de mediere doar cu acordul celelalte părți și doar dacă se consideră sigur necesar. Medierea nu exclude prezența avocaților. Din contră, atunci când conflictul este foarte acut, când conflictul privește probleme de multe ori sensibile din punct de vedere juridic, întotdeauna sfătuiesc eu personal ca mediator părțile că dacă simte nevoia prezenței unui avocat, să o facă fără niciun fel de restricție, fără niciun fel de problemă. De altfel, colaborarea mea personală cu o largă plajă de avocați este una pozitivă. Excepțiile, sigur că nu trebuie să fie o generalizare, dar cum foarte bine ați punctat, economia de timp, economia de bani, economia de energie. Un alt avantaj, aș spune eu, este că atunci când este vorba de partaj sau de probleme pecuniare evaluabile în bani, taxa judiciară de timbru aplicată unui asemenea obiect al medierii este
de jumătate față de taxa care s-ar aplica atunci când se merge în instanța de judecată. Nota bene... Concret, de exemplu, dacă se partajează un apartament în valoare de 200.000 de lei, taxa judiciară de timbru, dacă acel partaj se realizează prin mediere, este de 1,5% din valoare impozabilă a imobilului, iar atunci când este printr-un proces normal, este 3%. Deci este practic dublu. Exact. Este unul din avantajele medierii. Un alt avantaj pe care l-aș puncta este că părțile se pot întâlni cu mediatorul în mod separat. Nu sunt nici puține și nici de neluat în considerare acele cazuri în care părțile ajunse la un anumit nivel al conflictului nu mai doresc să interacționeze. Să se vadă. Să se vadă. Exact. Consideră că este mai bine. Mediatorul discută cu o parte. Exact. Mediatorul discută cu o parte. Discută cu cealaltă. Cu cealaltă și dacă consideră și vede că există puncte comune, chiar s-a întâmplat să se întâlnească în final, să semneze acordul de mediere împreună, deodată, dar există varianta de a proceda în mod separat cu fiecare, tocmai pentru a găsi o soluție, pentru că de multe ori persoanele sunt atât de conflictuale încât atunci când se întâlnesc nu iasă decât un nou conflict. Și atunci este mai înțelept. Sunt mici excepții, dar de obicei oamenii... De obicei oamenii, să știți, să discute, după ce discutați cu o parte, așa îi spuneți este partea bună de la cealaltă. Pentru că este foarte importantă, cum a spus, comunicarea. Și cât durează? Cât durează? O mediere poate să dureze de la câteva ore până la câteva zile. Deci câteva zile însemnând câteva ore pe zi. Am avut medieri care s-au rezolvat în 3 ore. Am avut deci medieri într-o săptămână, da. Gândiți-vă, da, într-un proces durata sunt ani. Ani de zile. Avocații, martori, dispute, ceartă, ură. Săptămâna aceasta am avut o întâlnire cu una din părțile care au apelat la mediere acum vreo 3 ani, iar cealaltă parte nu a dorit medierea și nu a dorit nici varianta pe care a propus-o de rezolvarea conflictului și m-a căutat acea parte oarecum tristă, pentru că după 3 ani de proces, obosiți, cu foarte mulți bani cheltuiți, o parte venea din Ungaria de fiecare dată la proces. Soluția la care s-a ajuns a fost exact soluția pe care a refuzat-o prima dată. Dar au trebuit 3 ani de chin, de bani cheltuiți, de coșmaruri ca să se soluționeze exact prin ceea ce se putea soluționa inițial foarte elegant. Și cu părere de rău a venit acea parte și mi-a spus că îi pare rău că nu a venit și nu a înțeles că de fapt era cea mai simplă cale. Mi-ar plăcea foarte tare să existe o informare mult mai consistentă pentru justițiabilii români a avantajelor medierii, a existenței medierii. Vom încerca aici să știu promovăm. Că aici asta încercăm și uitați... Și în interesul cetățeanului. În interesul cetățeanului, de pildă, în luna octombrie acestui an, legea educației a fost modificată, lucru pe care nu știu câtă lume îl cunoaște. A fost modificată astfel încât se va introduce educația juridică în școli. A fost un subiect dezbătut, mi se pare extraordinar de binevenită această modificare legislativă. Ceea ce vreau să punctez este că odată cu introducerea educației juridice, o mică parte din acea educație va constitui și informarea și educația despre mediere. Mi se pare extraordinar de bine ca tinerii, copiii de mici să cunoască ca prima dată într-un conflict să încerce o soluționare rezonabilă și apoi să extrapoleze la un conflict extern în instanță și așa mai departe.
fără nicio problemă, vor exista conflicte pentru instanță suficiente. Deci nu vreau să spun toată lumea va apela la mediere și nu vor mai exista procese în instanță, nici vorbă. Din păcate vor exista și nu puține. Dar sunt acele prea multe. Sunt oricum prea multe, sigur. Dar acele conflicte care nu au o sursă de conflict asupra căreia nu se poate discuta, asupra căreia nu se poate reveni, ar fi păcat, pentru că oamenii își deteriorează singuri buna credință și buna cuviință prin conflict. Acum 10 ani oamenii se purtau într-un fel în conflict, acum 20 de ani cu totul alt fel într-un conflict. În zilele noastre este o ferocitate și o atitudine extrem, extrem de periculoasă, atât pentru oameni cât și pentru copiilor. Tot timpul părinților care vin cu copii și își fac planuri parentale, la mine unul din punctele pe care intră în discuție și asupra căruia în permanență pun accent este alienarea parentală, de exemplu. Cât se vorbește despre alienarea parentală? Prea puțin, din punctul meu de vedere. Ori părinții, prin legislație, prin normele care există, nu au voie să vorbească negativ unul față de celălalt în fața copilului sau mai mult în lipsa celuilalt, astfel încât să influențeze copilul negativ asupra părintelui. Sunt aspecte pe care medierea sunt aspecte pe care medierea le procedează în tăcere și cu eleganță, făcând într-un fel și o educație civică cu cei care vin în ședințele de mediere, pentru că ședința de mediere nu constituie strict tranșarea conflictului. Oamenii acolo la masă vin să-și expună întreaga problemă. Ori ca să obții rezultate bune, trebuie să fii și un bun e mult spus psiholog, pentru că pentru asta trebuie studii de specialitate, un bun ascultător și drept ascultător, pentru că exact cum ați spus la început, fiecare parte are partea lui de bunătate, are bunătatea lui, și atunci fiecare vine cu adevărul lui și trebuie să faci în așa fel încât cele două variante să se îmbine și să găsești lucrurile în care se suprapun, astfel încât să exploatezi acele lucruri vis-a-vis de părți. Uitați, de pildă, ultima dată la ultima mediere privitoare la continuarea sau desfacerea căsătoriei, părțile au ajuns la concluzia că, domnule, totuși n-au fost doar momente proaste în căsătorie. Și au amintit că da, am fost și acolo și atunci am fost, uite, tu ai fost de acord cu aia și de fapt nu a fost chiar așa de neagră situația, deci, da. Lipsa de comunicare. Sigur, soluția și hotărârea lor era de neclintit, dar partea bună este că pentru copilul lor au încetat, că de asta am pornit de la alienarea parentală, au încetat și au promis să nu mai alieneze parental copilul, pentru că era ceva îngrozitor pentru un minor să audă în permanență de la mama că tata este cumva și de la tata că mama este ceva. Părinții nu-și dau seama ce să desc în sufletele lor. Părinții, fiecare copil îi moștenește. Absolut, sunt absolut. Părinții lui. Și pentru fiecare copil, un părinte este un model așa și un lucru sfânt. Așa este. Și niciodată să nu confunde părțile, oamenii, noi, părinții, să nu confundăm. Noi suntem părinții copiilor pentru totdeauna. Spunea o doamnă, a lăsat copilul fără tată, când tata de fapt a divorțat de mamă, dar nu a divorțat de copil. Va rămâne tata copilului. Deci asta trebuie lumea să înțeleagă. Noi adulții ne certăm, ne împăcăm, există anumite convulsii în viața fiecăruia. Și dacă tot discutăm de divorț, cum se întâmplă o procedură de mediere? Vin părțile,
ajung la un numitor comun? Părțile ajung la în mediere se discută continuarea sau desfacerea căsătoriei. Nu de puține ori în urma medierii, părțile ajung la concluzia că pot să continue, că nu este momentul. Deci medierea nu înseamnă doar desfacerea. Nici vorba. Și continuarea, cu anumite fiecare reguli. Își există situații în care, exact cum spuneți dumneavoastră, se restabilesc niște reguli. Poate fiecare își reconfigurează un pic atitudinea în căsnicie. Încă un lucru, toate aceste reguli care sunt puse la acel contract, la sfârșit, sunt secrete, nu? Absolut, sunt confidențiale. Absolut. Deci ca să confidențialitatea înțeleagă, este... se fac publice, nici vorba. În presă, exact cum se întâmplă la tribunal, că apare că cineva s-a întâlnit cu cineva, s-au divorțat cineva de cineva sau a fost judecat într-un fel sau altul, nu? Nu. Confidențialitatea este unul din principiile de bază ale medierii și mă bucur că ați spus asta. Tot ce se vorbește, tot ce se prezintă ca material, ca este strict toate confidențial. Toate înscrisurile sunt confidențiale. Sunt confidențiale, absolut. Deci după ce se termină aceste lucruri, se merge la... Părțile au varianta de a merge și de a consfinți acordul lor de mediere privitor la oricare din inclusiv conflict. Partaj, inclusiv tot partaj, ce înseamnă parte de divorț, sau rămân sau nu rămân. Sau nu, pentru că spun sau nu, pentru că există situații în care părțile preferă, cum să vă zic, preferă și există acea încredere recâștigată, astfel încât acel acord semnat în fața mediatorului să fie suficient pentru ei, astfel încât să se țină de cuvânt. Pentru că de ce să nu spunem, domnul Avram, un contract, m-a întrebat cineva, păi cât este valabil un contract? Păi un contract este valabil cât îl respecti, că poți să faci și o sentință judecătorească, se încalcă dacă este de încălcat. Deci asta e în funcție de fiecare dintre noi. Poate fi o strângere de mână, un acord de mediere până la urmă, că așa era pe vremuri. Acum sigur că am evoluat cu toții și părerea mea este că se merge atât de mult în autentificarea unor înțelegeri pentru că încrederea a scăzut unul într-altul și pentru că lumea nu mai are același respect pentru cuvântul dat. Deci noi, oamenii care suntem trecuți de anumită vârstă, dacă ne-am dat cuvântul și respectăm. Absolut. Asta a fost una dintre principiile esențiale. Ți-ai dat cuvântul, respectă. Ți-era rușine să nu respecti cuvântul. Nu că ai scris, că n-ai scris. Ți-ai dat cuvântul, respectă, sau... chiar dacă ai pierdut. Corect. Vreau să mai punctez încă un anumit tip de conflict care este tot mai des întâlnit și la fel de dureros ca și cel anterior menționat. Este vorba despre conflictul dintre frați. Aici vreau să ajung pentru că vedeți, atât familie cât și frați sunt partea aceasta sufletească. E greu să lucrați cu doi frați ca să ceartă? Să știți că este aproape mai greu decât într-un proces sau într-o mediere de divorț, pentru că părțile unui divorț, până la urmă, sunt doi străini. Soț, soție, care conjunctural sau într-o an. Dar frații provin din aceeași familie, se pun în discuții evenimente de familie, nunți, botezuri, cum s-au crescut, cum nu s-au crescut, care a făcut școală, care n-a făcut, ce a dat când s-a măritat, ce nu i-a dat când s-a însurat, cât a moștenit de la bunica și raporturile cu celelalte rude. Este foarte trist. Uneori frații ajung să nu-și mai vorbească sau să se urască. E un cerc din răzputeri când este vorba mai ales de la succesiune. La succesiune este cea mai mare problemă, pentru că fiecare poate își face un anumit film ce va urma după moartea părinților sau ce va face cu averea rămasă. Fie că este mare, fie că este mică, să știți că conflictele sunt la fel de urâte între frați. Am satisfacția profesională de a reuși, cred că
nu știu dacă toate, dar majoritatea conflictelor dintre frați, pentru că aici trebuie ca frații să fie aduși cu picioarele pe pământ și să-și fundamenteze foarte bine argumentele, amintindu-și ce îi leagă de partea adversă. Și atunci exact oamenii... Exact cum spune, ce a spune mama dumneavoastră văzându-mă exact, acum, exact. Certându-mă pentru exact. O bucată de pământ. Exact. Și în final să știți că toată de-aia lumea... psihologul din mediator da. Trebuie să funcționeze. Da, cred că și asta e, cred că asta e de fapt esența medierii de a de a determina oamenii să sape puțin în conștiința lor și în inima lor că de fapt la mediator, mediatorul lucrează cu cu sentimentele de bună credință ale oamenilor, adică este foarte simplu să iei legislația și să vezi ce prevede dacă, dar trebuie să sapi puțin în sufletul omului și în ceea ce l-a determinat să ajungă acolo și întotdeauna ajung la concluzia că, exact cum a spus dumneavoastră, lipsa comunicării. Atunci când frații nu mai comunică, unul este plecat în străinătate și lucrează, îi se pare foarte nedrept ca celălalt care rămâne să ia totul pentru că el este plecat și a trăit în condiții nu foarte bune până a dobândit un pic de bunăstare. Cel de acasă îl vede pe celălalt din străinătate că a plecat în lume, că vede lumea, el a rămas legat de casa părintească pe care a trebuit să o întrețină. Deci trebuie făcut o medie, pentru că niciunea nu i-a fost ușor. Exact cum am avut situația în care... Plus că aici mai apar și tot felul de persoane binevoitoare, colaterale care da, îi spun, vezi, da. Tu așa ai muncit, celălalt n-a muncit, degeaba, pentru că aici... Persoanele colaterale nu mai sunt frați. Corect. Deci asta le explic de multe ori. Nu ascultați nici stânga, nici că mi-a zis vecinul că nu știu ce a făcut fratele și vecina din Spania care stă lângă fratele. Deci există niște bune intenții, între ghilimele, ale celor din jur, astfel încât de multe ori este foarte greu de demontat. Un proces așa între frați poate să dureze 3, 4, 5 ani. În instanță, da. În instanță poate dura... În mediere... O lună. Eu aș spune maxim o lună. Deci vedeți? Maxim o lună. Timp, bani, plus poate cel mai important lucru. Îți recapeți. Aducerea da. Fraților față în față după ce mediatorul a avut o discuție cu o parte, văzând ce are bun în cealaltă parte și după aceea aduși frații față în față, iar mediatorul este cel care coordonează toată discuția încât să discute ceea ce îi leagă, nu ceea ce îi dezbină, nu? Exact. Și întotdeauna din instanță, am mai spus-o și o repet, întotdeauna din instanță o parte pleacă mulțumită că a câștigat procesul, cealaltă parte pleacă nemulțumită că l-a pierdut. La mediator fiecare parte pleacă în mod egal, adică mulțumită prieteni. Și pentru că au semnat. Au semnat, au lăsat unul de la altul. Întotdeauna când câștigi ceva, ai și lăsat de la tine. Și atunci satisfacția, să știți că și morală este foarte mare, pentru că până la urmă suntem oameni și trebuie să găsim înțelegere și față de celălalt. Pentru că în instanță sunt doi avocați care își fac meseria profesională. Corect, corect. Conform legii, conform articolului, cu tare, cu tare, cu tare. La mediere ești tu ca persoană. Tu, cu sufletul tău, alături, stând la aceeași masă cu fratele tău. Și poți să spui oful, tu poți să lași. Nu judecătorul care dă cu ciocanul și spune în numele legii, ți-am luat tot și ai pierdut tot și ai plecat de acolo dușman. Nu? Partea bună este că legislația și foarte multă... De aceea ajută. Asta ajută este important. Foarte mulți judecători, foarte multe instituții angrenate în procesul justiției, să știți că încurajează justițiabilii să se îndrepte către soluții amiabile. Eu am... Degrefează de munca da. Uriașă, care este în momentul de față în instanțele românești. Cel puțin pe citațiile da. De la Cluj-Napoca am văzut trimitere la soluționarea prin mediere, ceea ce este
admirabil. Doresc din tot sufletul o informare către populație mult mai largă. Noi o facem aici, ceea ce mă bucură foarte mult. Poate că și instituțional nu ar fi lipsit de interes să se realizeze. Cât înseamnă medierea? În început, începutul niciodată nu este ușor, dar important este să fie făcut din suflet și în interesul cetățeanului. Corect. Oricum, discuția noastră de astăzi este una incipientă, pentru că paleta medierii este extrem de variată. Noi chiar ne-am propus de a face o mică, să spun așa, luna viitoare, sau mă rog, când timpul ne va permite, un mic filmuleț, cum se rezolvă o mediere, nu? Da, o simulare cred că ar fi binevenită. Tocmai pentru a vedea, atât în divorț, cât și în partare și de toate palierele. De ce? Pentru că este foarte important. Vedeți, nu pierzi 3, 4, 5 ani cu citații care îți vine acasă, citația, după aia se uită vecinul și te chema la tribunal. Vai, ai făcut ceva, n-ai făcut ceva, vine avocatul, știi, nu m-am putut prezenta, am amânat, mai trebuie un orariu de încă zeci de mii, încă zeci de mii. Și tu, în final, ce ai avut de împărțit? Ca să nu vă spun că... Un teren care nu valorează nici exact un sfert de cât i-ai dat la avocat. Dar drumurile, dar necazul, da, dar dușmânia, dar ura. Și până la urmă ajungi că unul dintre frați moare, da, și ai rămas cu conștiința neîmpăcată, că te-ai judecat până la ultima suflare a timpului și numai cu cine suntem pace. Din păcate, să știți că... Numai cu cine suntem pace. Da. Asta este dureros. A murit și numai cu cine suntem pace. Da, din păcate chiar se întâmplă ca părți ale conflictului să decedeze. Iar procesul îl continuă copiii sau, mă rog, urmașii. Este foarte trist pentru că toată implicarea și tot aportul sufletesc pe care l-a adus partea nu mai poate fi recuperat, iar cei veniți din urmă nu vor trata cu aceeași, la aceeași valoare morală problema. Și atunci este foarte, foarte greu de argumentat de ce lumea totuși preferă să meargă în instanță. Care au fost cele mai grele, să spun așa, spețe pe care le-ați avut? Cele cu copii? Cele cu copii sunt în mod deosebit de departe cele mai grele, pentru că în mediere se descoperă... Dar s-a soluționat în proporție de... Cele cu copii întotdeauna le-am soluționat, pentru că... 100%, nu? 100%, să vă spun deci, de vedeți, ce. Există soluții. Există. Prin mediere, încât ambele părți să plece de la mediator prieteni. Aici aș vrea amici. Să... Amici. Da. Eu aș vrea să subliniez aici părinți. Un aspect foarte important. Mediatorul are rolul și obligația de a sesiza automat Direcția Generală de Protecție a Copilului dacă în mediere există Există violență domestică, există violență asupra minorului, pentru că nu este admisibil. Și în mediere, sigur că părinții de multe ori exagerează unul față de celălalt într-un conflict, mai ales privitor la copil, tocmai ca să câștige de partea lui copilul. Dar sesizând DGSPC-ul, sesizând Direcția de Asistență Socială și Medicală din cadrul primăriei, există oameni specializați și oameni de profesie care în urma unor anchete pot să spună dacă acel copil a fost sau nu agresat. Mie mi se pare foarte important acest rol al mediatorului de a putea ajuta minorii și în general de a putea sprijini victimele violenței domestice. Vedem că procesul acesta de mediere funcționează și în cadrul unor instituții, când diferiți angajați sunt dați afară, pe nedrept, sau mă rog, s-au întâmplat cu nerespectarea unor contracte, contractul colectiv de muncă, individual de muncă și așa mai departe. Cum intervine mediatorul? Eu am avut-o... Trebuie autoritățile, atât de stat cât și private, aici mă refer la firme, pot să apelez la mediator ca așa să e, rezolve da. Problema, să nu se mai judece prin... tribunal.
Să știți că... Judecătorie, tribunal, curte de apel? Eu am avut medieri cu primării, între angajații din primărie și cu primării, cu persoane juridice foarte multe. Acolo este mai ușor de pus problema pentru că persoana juridică. În ceea ce privește instituțiile de stat, am totuși senzația că procedurile interne sunt mai greoaie și din cauza asta au îngreunat și... La stat așteaptă să meargă mai mult în instanță, da, de frica, da, curții de conturi să le spună. Probabil. Nu v-ați dus în instanță, de ce ați apelat la mediere? Noi am avut câteva tentative de a ne apropia într-un fel sau altul de primăria Cluj-Napoca și de a propune pur și simplu găsirea unor soluții alternative prin mediere de soluționare conflictelor dintre primărie, cetățeni, primărie, angajați. Există o grămadă de conflicte, de la parcări, la spații verzi, la vecinătăți. Există. Nu am fost foarte, nu a fost foarte îmbrățișată propunerea noastră. Totuși, cred că procedural încă nu au... Poate domnul primar ne aude și poate... O discuție absolut deschisă putem avea și noi, adică cu mare... Adică trebuie să rezolve constructiv. A spus, tot ceea ce se întâmplă în partea aceasta de mediere, da, rămâne confidențial. Absolut, deci nu, nu trebuie să se fie pune frică nici unei instituții că vine Curtea de Conturi, pentru că toate se întâmplă în spiritul și litera legii. Dar se economisește timp și bani. Și bani. Da. Și nervi. Care nu se măsoară. Să știți că cel puțin mediul privat care a apelat la mediator a fost foarte, foarte plăcut, surprins și foarte mulțumit de rapiditatea cu care s-a soluționat conflictul și la confidențialitate. Ce firmă are nevoie de o publicitate negativă în instanță ca să spună că nu își plătește angajatul sau că a făcut că are un client nemulțumit sau că niciuna. Și atunci medierea oferă această confidențialitate maximă, iar de asta vă spun că în mediul privat am avut colaborări extraordinare. Așteptăm și colaborările cu instituțiile de stat, pentru că toți suntem beneficiarii serviciilor. Poate că nici n-au știut multe entități că există această posibilitate de a rezolva problemele prin mediere rapid, eficient, plăcut și cu bun simț, cum să spun. Exact. Încercăm să facem cât mai mult cunoscută medierea. Pe partea aceasta de fond funciar sunt probleme. Da. Fiind președinta mediatorilor din județul Cluj, sunt probleme în județul Cluj? Sunt foarte. Deci, din punct de vedere funciar, problemele... Și aici există rezolvarea prin mediere, există, nu? Există rezolvarea prin mediere. Problemele există aproape că se suprapun cu cele de succesiune în mediul rural, pentru că acolo sunt problemele, la pământ. Da. Vreau să fac sublinierea că foarte multe localități încă sunt cu pământul neîntăbulat, încă se fac măsurători, încă, dar foarte mulți proprietari de pământ din titlul de proprietate au decedat. Urmași și moștenitori sunt prin străinătate, o parte nu știu despre ce e vorba. Deci există acolo întreagă o nebuloasă. Pământul care ani de zile n-a fost lucrat de către proprietarul în drept, a fost lucrat de către un altul care acum își aruga mai multe drepturi. Vreau să vă spun că în mediul rural este o nebuloasă, cum a spus, și din păcate noua generație, am constatat că nici măcar unii dintre ei nici măcar nu își pot identifica unde e pământul lăsat de bunici, părinți și așa mai departe, pentru că ruptura asta a societății românești în plecați din țară, rămași acasă, mai nou vaccinați, nevaccinați. Deci am senzația că din timp în timp se găsește câte o găseniță de a ne mai rupe în două și de a mai fractura acest popor oricum cu probleme, astfel încât inclusiv în problema pământului, pentru care să nu uităm, nu mai departe bunicii noștri au murit. Deci mi s-ar părea că această problemă trebuie să fie tratată. Și cum rezolvă medierea această Medierea rezolvă în felul următor. Așa,
în două cuvinte, concret. Încearcă să adune toți moștenitorii la masă, pe Skype, care sunt plecați, pentru că medierea poate fi făcută și pe metode electronice, da. Iar dacă părțile găsesc o soluție de comun acord acceptată, în ce sens? Fiecare moștenitor are o parte care se-i cuvine, cu care face ce dorește, o păstrează, o cedează, după care după ce o primește, o vinde. Important este ca toți moștenitorii să fie identificați, să aibă la cunoștință de faptul că au calitatea de moștenitori și ei decid ce se întâmplă cu moștenirea de la bunicii părinții lor. Pot să o vândă. Pot să o vândă, pot să o cedeze unui frate. Am avut situații în care au fost 13 moștenitori, doar doi mai locuiau în satul respectiv, ceilalți erau împrăștiați în țară și în lume. Și toți au fost de acord ca partea lor să fie cedată celor care... Și ar fi însemnat să fie chemați toți pe la An de zile. Da. An de zile. Da, este... Timp, munca asta bani. O face mediatorul. De asta zic că a fi mediator nu este doar foarte frumos, dar este o muncă destul de care presupune elaborarea tuturor aspectelor. Adică a identifica părțile, a lua legătura. Gândiți-vă cât de greu găsești un număr de telefon sau un mail a unor părți cu care ceilalți n-au vorbit ani de zile. Deci este... Și lucrul acesta face mediatorul. Mediatorul împreună cu părțile, sigur, da. Încearcă să identifice, apoi adui la cunoștință celelalte părți pentru că îl cauți. Care este problema? Pentru că toată lumea are senzația că ce se întâmplă, cine mă dă în judecată. Stați că nu e vorba de judecată, e vorba de a găsi o soluție astfel încât să rezolvăm problema foarte bine pentru toți. Da. Privitor la fond funciar, aș fi vrut foarte tare să rog pe cei care au asemenea probleme să le rezolve cât mai repede cu putință, adică în timpul vieții, ca să zic așa, pentru că toate problemele nerezolvate în timpul vieții rămân moștenitorilor. Și dacă nici moștenitorii, celorlalți moștenitori. Așa se explică de ce trebuie să căutăm nepoți. Este foarte bine să se rezolve în timpul vieții toate problemele de succesiune. Este ca o constatare, ca o problemă pe care încerc să o rezolv de ani de zile, pentru că lumea crede că atâta cât este în viață, vrea să rămână singur proprietar. Foarte bine, dar trebuie să te gândești că nu duci nimic cu tine și atunci ar fi bine să te gândești la problemele copiilor, să nu le complici lor viața, să vină din Spania și din Statele Unite ca să semneze moștenirea. Sunt probleme care pot fi rezolvate tot prin mediator, se pot rezolva. Deci orice se poate rezolva până la urmă prin mediator. Semnalul meu de alarmă era să alegem momentul oportun. În final, câteva cuvinte legate de toată problematica aceasta de mediere care privește societatea în momentul de față. V-a spus o societate divizată, cum spuneați și dumneavoastră mai înainte, pentru că noi vom încerca cel puțin o dată pe lună să avem o emisiune referitor la mediere cu diferite, am spus, cu diferite spețe din care fiecare poate găsim un loc în acea speță, să nu mai ajungem la tribunal, dispute, ci de a rezolva problema frumos, elegant, economisim timp, bani și energie pozitivă. Două cuvinte în final. Da, eu mi-aș dori foarte tare ca această inițiativă a noastră de a prezenta cel puțin o dată pe lună aspecte legate de mediere, poate chiar spețe, să vină în întâmpinarea tuturor beneficiarilor serviciilor noastre până la urmă. Trebuie să înțelegem că mai devreme sau mai târziu toți suntem într-un conflict de un tip sau de altul. Depinde de noi cum îl rezolvăm, cât de elegant și cât de până la urmă ieftin, confidențial și cu urmări cât mai puțin neplăcute.
Privitor la conflictele care caracterizează societatea din ziua de astăzi, reiterez ideea că, într-adevăr, ele sunt din ce în ce mai ample, mai pregnante, acoperă o plajă tot mai largă a meseriilor, a oamenilor. Vedeți, în ultima vreme, foarte mulți copii intră în conflict. Copii între ei la școală, copii cu părinți, copii cu bunici, generațiile între ele. Mi se pare că este un moment nu doar oportun, un moment de criză, astfel încât medierea ar putea să fie una din soluțiile care să dezamorseze situațiile de criză din ziua de astăzi. De aceea, inițiativa dumneavoastră, în primul rând, și mă bucur să fiu alături de dumneavoastră în inițiativa dumneavoastră de a prezenta medierea și aspecte ale medierii, nu face decât să vină în întâmpinarea fiecăruia dintre noi de a vedea, de a cunoaște, de a hotărâ. Vreau să rezolv o problemă pe calea medierii sau nu? Este foarte simplu. Și atunci fiecare are oportunitatea de a apela sau nu la mediere. Orice conflict se poate rezolva atunci când există comunicare și mediere. Corect. Aceasta a fost emisiunea noastră de astăzi, mulțumindu-i încă o dată doamnei Ramona Mocean, președinta Organizației Profesionale Corpul a Mediatorilor, Corpului Profesional a Mediatorilor din județul Cluj, până la o nouă emisiune care va veni cât de curând. De aici, din studiu, vă spunem toate cele bune. La revedere! Numai bine!